Salut, camarazi! Uite, vreau să vă fac aici o ciorbică, de fapt, de găinușa deja fierbe. Vă fac o ciorbică în direct. Condițiile nu sunt ideale aici, bucătăria asta e mai mică ca drumul taberei, dar o să urmăriți ce fac eu aici. Uite, să vă arăt găinușa cum fierbe. Uitați-vă aici. Fierbe destul de bine. Am pus gâtul, creasta, aripioarele, tărteața, pipota, inimioara, deci ficăței, o să iasă o ciorbică ca lumea. Și acum o să vedem cum pun camera ca să vedeți ce fac aici. Uite, cred că o să vedeți, da, o să vedeți așa ce fac. Deci am niște ardeiași, am o roșie, o bucățică de dovlecel, am trei cepe mici roșii, știți? Am pătrunjel, cred că e ăsta, o țelină micuță, așa, și mai am aici un rez de orez cu morcov, cu dovlecel. O să pun puțin orez de aici ca să scap de el. Și aici am mirodenii și aici am luat ieri de la târgu, de la Comana. Am luat ardei de ăștia iuți, o să pun și de ăștia. Și aici mi-am pregătit, după aia pun șaiul de frunze de nuc, știți? Așa, hai să încep treaba. Gătesc aici, vedeți, pe o mașină de spălat, că n-am alte posibilități. Hai să încep cu dovlecelul să-l curăț. Fac și eu pe improvizație, că n-am ce să fac. Așa e, când mai te cârpești. Așa e formula. Așa tai dovlecelul aici, al curăț. Nu tai aici feliuțe subțiri, dar dovlecelul se face repede, că e subțire, se pătrunde repede. Aici, țelina asta o să o bag pe toată, că e micuță. Hai că vedeți ce fac. Curăț țelina la... Din fericire nu e așa de tare, că în ultimul timp cam tot ce este pe la piață e tare ca piatră. Nu știu de la ce ne aruncă ăștia în cap de sus, cam totul e foarte tare, nu știu, e o chestie ciudată. Asta e țelina, o tai și pe asta bucățele subțiri ca să facă repede. Așa, fac și doi ardeiași. Problema e că n-am, crăticioara asta e cam mică, și adică e un fel de olicică așa, dar e mică. Nu pot să bag prea multe, cred că o bag un ardei, că după aia nu o să mai fie loc, nu o să mai fie zeamă în ciorbă. Iese tocană în loc de ciorbă. Tai și ardei așa mai haiducește. Găina n-a fost prea mare, așa de vreo 2 kg. Să vedeți, uitați-vă. Aripioarele nu sunt prea mari, știi, sunt așa. Da, merge acolo așa. De o ciorbică și o tocăniță merge. Tai și roșia. Și roșiile astea sunt îngrozitor de tari. Ia uitați-vă cum sunt, vedeți? Ba făcute, ba nefăcute. Nu știu, am impresia că ăștia vor să ne extermine, știi? Nimica nu mai e cum era în copilăria mea. Totul a luat o razna. Și aici tai cepișoarele astea mici. Deci, cepe roșii sunt antioxidante. Vă recomand, dacă cumpărați, v-ați dat astea colorate, nu luați ceapa albă, aia nu e așa de bună. Asta e antioxidantă, asta roșie. O tai și pasta mai micuță. O tai și o curăț pe a doua. Să vedeți.
creat un 4 și ultima asta e și mai micuță, dar nu e nimica de gust. Ce să facem, ne folosesc și eu cam tot ce am, știi că n-am bani mulți, trebuie să fiu chipzuit. Deci aici am toate legumele, ceapa, țelina, roșiile, le pun aici în ciorbică, să vede. Le pun în ciorbică, deja aproape că nu mai e loc. Haide, va curculița, o să mai pun puțin apă și adaug aici ce mai e pe aici, morcovi. Un pic de orez, mai scap de el. Și aici mai sunt și dovlecei, pun morcovi. Nu prea multă, că după aia se face mâncăric în loc de ciorbă, dar o să mai pun apă. Hai cu asta am rezolvat-o. Așa. Pun și de-astea piper negru, pun boia, că nu prea multe milodele, dar ajunge și un pic de boia, un pic de piper negru, de gust. O să strâng gunoi aici, nu ca să-l arunc. Asta arunc la gunoi. Și nu prea am nici pârcă pe aici, tai niște ardei de ăștia iuți, hai să mai adaug un pic de apă. Am adus ieri 4 bidoane de apă de puț de lângă comana. Mai pun aici că îi zeamă puțin. Înțelegeți? Mă simt rău. Da, seara am consumat un bidon jumate de apă, de 7 litri jumate. Apă de puț sănătoasă și acum scot din ardei ăștia. Am cumpărat ieri la târ la Călugăreni sticluța asta cu ardei iuți. Pun aici să dea gust. Stați așa. Până. E mai complicat cu scosul din sticluța asta, dar merge. Pun aici. Mie îmi place, dacă sunt un pic chiuți așa, sunt bun la inimă. Din cauza geamului, că e deschis, hai că am pus și ardeiul. Pun și un pic de oțet de ăsta. Așa, că și ăsta e iute. Așa ne combinăm ce să facem. Așa, deci am pus cam tot ce trebuia, tai și pătrunjelul și am terminat. Ulei nu mai pun, că găinușa a avut un pic de grăsime. Și am tăiat grăsimea aia în două și am pus la ciorbă aici o porție și o bucățică o pun la când mai fac mâncărică. Am pus mult pătrunjel, ăsta e foarte bun la sănătate. Îl bag la frigider. Așa. În principiu cam asta ar fi. Sare am pus mai înainte. Deci n-arată rău. Uitați-vă și voi, n-arată rău, e, vi-o arăt după aia când mănânc, când e gata, știi? O să pun și un pic de fidea, stai așa să punem și un pic de fidea. E. Fidea de-astea de la munte, banată și ceva. Dă gust și astea, sunt foarte subțiri astea, sunt subțiri, dar dau gust și ele. Aici.
trebuie să le consum, că dacă se închiriază aici, trebuie să mă mânc. Asta e. Deci camarazii am pus aici să iasă o ciorbică la meserie, ce n-a văzut Parisiu. Nu e nemaipomenită, dar o să mănânc cu plăcere că am făcut-o cu cam cu ce am avut. Asta e mai mult, nu se poate. Păstrânac nu i-am pus, dar trăim vremuri grele, totul e scump, banii sunt puțini. Hai că vă pup, vă pup cu drag, vă arăt mai târziu când e ciorba, gata ce a ieșit. Hai că vă pup, dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună. Hai, v-am pupat!